Azi am din nou bucuria să l-am invitat pe fratele păstor Cristi Boariu. Frate Cristi, bine ai revenit la RV, la Vocea Evangheliei Suceava. Bine v-am găsit. Aleluia. Azi vom avea a doua emisiune. Am avut data trecută prima emisiune în care am vorbit despre începutul prietenii, despre alegerea prietenului sau prietenei, și astăzi vreau să avem câteva întrebări despre prietenie, propriu zis. Să spunem așa, cum pot să am o prietenie în vederea căsătoriei după voia lui Dumnezeu? Și pentru a vă atrage atenția de la început, pentru a anticipa un pic, doar spicuiesc unele din întrebările pe care le voi pune. O întrebare o să fie dacă persoana respectivă trebuie testată sau nu. Adică o testez sau nu o testez. Dacă am ales deja, atunci când am ales, m-am rugat, am văzut că este bine, Dumnezeu poate mi-a vorbit, de acum încolo merg orbește și nu mai testez persoana respectivă. O altă întrebare pe care o auzim din ce în ce mai mult, ce apropiere fizică îmi pot permite în perioada prietenii? Întrebarea pe care o aud este, pot să o iau de mână, dar pot să o sărut? Trebuie să vorbim și despre lucrurile acestea. Adică se pun întrebările acestea, dacă tot este logodnica mea, dacă tot suntem prieteni, dacă tot peste 10 zile ne căsătorim, care e problema dacă ne sărutăm sau lucruri de genul acesta, da? O altă întrebare, cât ar trebui să dureze perioada aceasta de prietenie? Iată câteva întrebări și aș vrea să începem, și primul lucru pe care vreau să îl întreb, frate Cristi, este ce este de fapt sau ce reprezintă prietenia aceasta în vederea căsătoriei? Este o perioadă de cunoaștere în care dorești să vezi nu trupul partenerului, să cunoști trupul lui, da? Ci să cunoști caracterul respectiv al persoanei. Și aici vreau într-un mod special să vorbesc despre viziune, să vezi ce își dorește respectiva persoană de la viață. Asta e cel mai important lucru în perioada de căsătorie, de prietenie, înainte de căsătorie. În Proverbe 31:16, Biblia spune, se gândește la un ogor și îl cumpără, din rodul muncii ei sădește o vie. Cel care a inventat GPS-ul a fost întrebat care sunt cele mai importante lucruri la un GPS. Și persoana respectivă a spus așa, trebuie să știi punctul de pornire și punctul unde vrei să ajungi. Iubiții mei, acest lucru este valabil pe orice plan al vieții, spiritual, material, familial, social. Fără o țintă anume, cel mai impunător vas de pe ocean se va învârti în cerc. Fără un scop anume, cel mai bun maratonist va alerga degeaba. Fără o viziune clară, doi tineri care se căsătoresc vor fi dezamăgiți că familia lor nu merge niciunde. E foarte important în perioada de prietenie să văd ce își dorește partenerul meu de la viață sau prietenul meu de la viață, ca să spun mai bine. Pentru ce muncește în fiecare zi? Câte cărți pe lângă Biblie a citit ca să crească spiritual? Cât de interesat este de lucrarea lui Dumnezeu? Ce și-ar dori de la tine ca și partenera lui? Cu ce se mulțumește în viață? Suporter sau jucător? Să treacă ziua, să vină leafa? Asta e tot? Unde se vede peste 5 ani? La interviu, la un job, te întreabă unde te vezi peste 5 ani, da? Ce a făcut cu banii munciți până acum? Și nu este un job pentru toată viața, este job pe perioadă determinată, exact. Și totuși se pune întrebarea asta. E mulțumit să stați pe cărie toată viața? Are vorba asta, lasă că Domnul poartă de grijă în timp ce mai sparge o pungă cu semințe și mai dă cu piatra în cineva care slujește și care face ceva? Are mereu nesfârșite scuze în loc să treacă la fapte? Vezi ce a realizat băiatul sau fata respectivă până atunci și ce vrea de la viața asta? Înțeleg că perioada de prietenie poate este foarte, foarte redusă în a descoperi exteriorul persoanei. Corect. Și mai mult de a descoperi ce este în interiorul persoanei. Tot ce mi-ai enumerat și ce mi-ai vorbit până acum vorbește mai mult despre o iscodire, așa să spun, o căutare, o săpare în a vedea cu cine am de-a face, în a-l cunoaște pe cel care este lângă mine sau pe cea care este lângă mine. Da, pentru că Apostolul Pavel spune că exteriorul, ce-i afară, trece. Ce în interior se noiește din zi în zi. Iubiții mei, noi pe exterior nu suntem extrem de diferiți. Toți avem doi ochi, un nas, gură, etc., da? Dar pe interior suntem foarte diferiți. Ori, de exemplu, eu nu pot să construiesc cu cineva o familie binecuvântată, să cresc copii care să fie slujitori al lui Dumnezeu, dacă fata aia, de exemplu, vrea să-și menține corpul până la 80 de ani fără niciun copil, da? Pentru aia e foarte important să vorbesc subiectele astea înainte, să văd ce își dorește de la viață persoana respectivă. Apostolul Pavel spunea că e nevoie să ai o țintă în viață, da? El spunea să-l cunosc pe el și puterea învierii lui, etc. Dar ca să ai ținta asta în viață, nu-i suficient. Trebuie să ai două lucruri foarte importante despre care amintesc des la conferințe cu tinerii. Disciplină și sacrificiu. De exemplu,
un băiat care a rămas repetent 2-3 ani de zile, da? Și tu ai făcut două facultăți. E clar că nu o să vă potriviți. El singurul scop care îl are în viață e să iasă cu prietenii la fotbal în fiecare zi. Tu ai, poate ai un scop mai mare în viață, să crești un Moise, un Daniel, o Estera, să fii o mamă care își pune amprenta, cum sunt mame în istorie fenomenale, da? Care au fost soții de slujitori, da? Și atunci tu trebuie să vezi, e gata partenerul meu ca să atingă ținta, să depună un sacrificiu zilnic și o disciplină zilnică? Înțeleg că relația de prietenie este o perioadă a întrebărilor și a răspunsurilor. Extraordinar. Și exact. Foarte important răspunsul de care te-ai țin cont. Da. Pentru că mi-aduc aminte de exemplu acesta, îmi spunea cineva să ne rugăm pentru o familie care avea probleme și bărbatul avea probleme cu alcoolul. Și discutând persoana aceasta, mi-a venit o întrebare și am zis, auzi, dar înainte să căsătorească băiatul ăsta avea problemele astea? Și mi-a zis, da, mai bea, da, îl iubea și hai să-l schimbă. Deci iată că ea în perioada de prietenie a văzut. A văzut problema, dar n-a ținut cont de ea. A văzut problema cu mintea și a acționat cu inima. Așa. Aici e problema foarte mare. Și mai târziu lucrul acesta a devenit o povară și iată că era un pragul divorțului, pentru că el avea problema aceasta și... Deci, dragii mei, în perioada de prietenie să nu vă deranjați dacă prietenul vă întreabă lucruri. Corect. Nu este ca și cum a pus azi, dar ce înseamnă un pic, mă iei să mă întreb, să mă iscodești? Nu, dar trebuie să te cunosc. Și cum trebuie să te cunosc dacă îmi spun o întrebare, nu? De unde să știu că îți place culoarea galbenă dacă nu te-am întrebat ce culoare îți place? Eu obișnuiesc să spun, când mergem la un interviu, la un loc de muncă, ne întreabă omul acela multe întrebări și nu ne irităm. Da. De ce ai fi iritat pe viitorul tău partener sau pe prietenul tău actual că spune niște întrebări? Mai ales că vorbim și vorba și despre sinceritate, nu? Corect. Dar vreau să subliniez ceva foarte important, da? Un om transparent nu are lucruri de ascuns, da? Dacă soția mea ia telefonul meu acum și se uită pe el și eu mă irit, e logic și normal că am niște lucruri ascunse. Ori vorbesc cu cineva fără ca ea să știe, ori tratez niște subiecte sau mă uit la ceva fără ca ea să știe. Un om transparent, spunea cineva, transparența și sinceritatea pentru căsătorie e ca și curățenie la parbriz. Uitați-vă când plouă, nu mai contează că tu ai BMW și eu am Logan sau invers. Când plouă, când e furtună, ca să vezi înainte, un singur lucru contează, să fie parbrizul curat, să meargă ștergătoarele, exact la fel e cu transparența și cu sinceritatea. Asta ne duce, frate Cris, la următoarea întrebare, deși este un pic anticipată, cu privire la subiectele pe care ar trebui să le discut în prietenie. Pentru că s-ar putea, am văzut băieți în prietenie și fata care vine și îmi spune, ce băiatul ăsta mă stresează și îmi spune, tot timpul numai subiectul ăsta îl deschide, dacă l-aș iubi, aș permite să... Și fete care au zis, dacă m-ar iubi, ar încerca să... Și subiectele multe pe care ei le dezvoltă sunt aproape legate de relația intimă, de lucruri de genul acesta și din cauza aceasta suferă relația aceasta. De aceea aș vrea să întreb cam care ar fi subiectele pe care ar trebui să le abordăm în relația de prietenie. Frate Vlad, suntem amândoi slujitori tineri și este șocant să vedem exact aceleași lucruri. Sunt și eu dezamăgit de faptul că tot mai mulți tineri vorbesc despre relațiile intime înainte de căsătorie. Cum? Ce? Ce-i permis? Ce nu-i permis? Și au această, cumva, între ghilimele, scuză că trebuie să fim deschiși, trebuie să fim sinceri, trebuie să discutăm toate lucrurile, nu? Și merg exact în lucrurile acelea. Eu am o altă îngrijorare. Câte videouri ai vizionat cu imoralitate? Dacă întreb dacă am voie să fac aia, dacă mă iubești o să faci așa cum am văzut de acolo? Și atunci... Îmi dau seama că cei mai mulți tineri astăzi vreau să clădească o relație bazată pe pasiune, pe relații intime, pe lucrurile astea care nu sunt baza căsătoriei, ei sunt o componentă a căsătoriei. Dar uitați-vă că atunci când pasiunea trece, ce rămâne? Am putea să întreb aici și despre lucrul acesta, oare un băiat care îi vorbește fetei numai despre lucrul acesta sau invers... N-ar trebui să arate ceva în caracter, ceva în spate, de fapt, Corect. Ceea ce caută, nu? Nu? Dacă el, mă întâlnesc cu ea sau cu el și el nu mai acolo bate, nu mai despre asta vrea să mă lămurească, trebuie să mă convingă, trebuie să în direcția și toată concentrarea lui pe direcția asta. Nu, ar trebui să spun asta ceva, că e în spate, nu? Ar trebui să vorbească despre, de fapt, de ce sau ce caută ea sau el la mine. E adevărat că din punct de vedere hormonal și fizic, băieții sunt mult mai atrași trupește de o fată. Da? Se spune că un băiat oferă iubire ca să primească relații intime și o fată oferă relații intime ca să primească iubire. Noi suntem creați diferit. Dar, dragii mei, nu asta ar trebui să fie subiectul nostru de discuție acum. Pentru că vreau să vă spun ceva. Și un ateu știe să aibă relații intime. Da? Asta nu e o filozofie mare sau o teologie mare. Dar întrebarea mea e,
dacă eu vin numai cu lucrurile astea, când partenerul meu nu mă mai satisface cum am eu ideile mele, poate venite de la fel și fel de scârboșenii pe care le-am văzut pe internet și sunt un pic iritat când vorbesc despre lucrurile astea, pentru că și eu consiliez familie. Și îmi spune soția, nu vine să cred ce îmi cere el să fac. Și toată demnitatea și personalitatea mea este umilită, pentru că îmi cere să fac exact ce face o femeie de pe stradă. Ca să nu mai intru în detalii, Proverbe 7 și alte lucruri, da? Dar iubiții mei, haideți să ne întoarcem din nou la întrebare. Da? Ar trebui să vorbim mai mult despre familie. Da? Despre citirea Bibliei, despre post, despre rugăciune. Ne vom ruga împreună după căsătorie. Știu bărbați la care le rușine să se roage împreună cu soția după căsătorie, dar nu le-a fost rușine să vorbească despre relații intime înainte. Nu-i ciudat lucrul acesta? Înseamnă că pun bază pe altceva, nu? Ar trebui să vorbim despre slujirea care o vom face în biserică. Vom sta la balcon și ne vom uita la alții cum fac și vom judeca și vom număra greșelile altora, sau ne vom implica amândoi, la copii, în misiune, în, eu știu, sunt foarte multe are unde ne putem implica. Ar trebui să vorbim despre locul unde vom sta. Recomand foarte mult să nu se stea cu părinții după căsătorie. Recomand din toată inima lucrul acesta. Pentru că, fără să vrei, fiecare va trage la oala lui. Și subliniez că este o recomandare care are baze biblice. Da, va lăsa omul pe tatălui și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Nu este un îndemn a-ți părăsi părinții sau ceva de genul ăsta, Doamne ferește, ci este un îndemn care vine bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Corect. Și există scuza asta, frate Cristi, decât să dau chirie în oraș 100 de euro sau 200 de euro, mai bine stau cu părinții, că la părinți stau gratis. Da, stai gratis la părinți, dar ce e gratis vine cu alte facturi. Înțelegeți? Corect, corect. Și ar trebui să vorbim despre lucrul ăsta. Unde vom sta după căsătorie? Poate ea vrea în Maldive toată viața sau în Dubai și eu vreau într-un sat din Oltenia ca să mă implic în misiune, nu? Dacă n-am vorbit lucrul ăsta, va fi un șoc, da? După căsătorie. Deci sunt niște subiecte care trebuie să le tratăm. Și mai spun ceva, atenție foarte mare. Atenție foarte mare, că în special băieții, mulți sunt foarte parșivi. Din cauza că băieții gândesc foarte mult hormonal, foarte mult trupește, sunt foarte trași de fată fizic, spun, da, dragă, unde vrei tu, ce vrei tu, facem ce vrei tu, te cer un turnul Eiffel dacă vrei, mergem unde vrei tu, nu contează câți bani vrei tu. Și când își dau seama de ce au spus, trebuie să subliniez faptul ăsta că băieții parcă sunt formați în direcția aceasta, la un moment dat împinși de hormonii aceștia, să spună exact ce vrea fata să audă. Corect. Are darul acesta, are mirosul acesta de prădător să descopere ce vrea fata și exact aia să-i spună. Da, și ce mă miră, iertați-mi expresia, văd atâtea fete care sunt credule, ca să nu zic prostuțe. Îi scrie băiatul un I love you și ea zice, mami, mă căsătoresc. What? Deja visează la copii. Visează la ziua anunții, la fel și fel de lucruri, da? Dragii mei, dacă am niște principii solide, nu voi ceda la prima inimioară care vine pe WhatsApp. Și cred că nu este greșit, frate Cristi, dacă fata respectivă sau băiatul chiar își face o listă, când e liniștit singur acasă, cu subiectele pe care să le abordeze. Pentru că atunci când se întâlnește, s-ar putea iureșul întâlnirii să îi ducă mintea în altă parte. Dacă și-a propus, uite, aș vrea să vorbesc cu prietenul meu, subiectele acestea, cum ai spus, unde vom locui, despre serviciu, nu? Cum ai spus, și aspectele acestea, și chiar să discută despre ei, să spun, uite, mi-am propus să discutăm despre lucrul acesta, sincer. Înainte să se aprindă călcâiel, înainte să ia foc dragostea, să nu mai poată discuta despre lucrurile acestea. Vă vine să credeți că 90% dintre fete și dintre băieți, potrivit unei statistici, nu au o listă cu viitoare, cu calitățile pe care și le doresc de la viitorul partener? Păi dacă nu ai o listă din asta, atunci ce vei discuta în perioada prieteniei? În anii 90, una din 7 căsătorii se destrăma. Am ajuns în 2022, una dintre ei să se destrame. E o tragedie. Nu cumva din cauza că ne căsătorim pe baza mașinii, a ochilor frumoși, a valorilor care pierd? Și atunci, dacă, de exemplu, fata l-a luat pentru că el câștigă 3.000 de lire în Anglia, ce facem când vine criza? Da, și este foarte important lucrul ăsta. Cineva m-a abordat odată așa mai dur, vorbeam despre perioada de prietenie și mi-a zis, frate Vlad, eu nu văd în Biblie să se vorbească despre perioada de prietenie. Eu nu văd așa ceva. Eu îl văd pe Isaac, s-a dus, a luat-o pe... Nu, îl văd pe Iacob. Eu nu văd așa ceva. Mama i-a luat soția și nu văd să existe perioada de prietenie, nu văd să existe ceva de genul acesta. Și m-a pus pe gândul un pic, dar am vrut să-i spun și vreau să te întrebi pe tine despre lucrul acesta. Din ce vorbești, de ce îmi spui, din ce în ce mai mult realizez că perioada de prietenie este foarte importantă. Da. Și contează foarte mult. Numai să fie în parametrii prietenii, nu mai mult de atât, nu? Da, și e foarte importantă și din cauza faptului că noi trăim acum altfel de vremuri, în care suntem bombardați pe social media. Păi el, am văzut băiat că vorbea cu 10 fete pe Facebook.
Vă dați seama, dacă 10 fete spun da, cu care te măriți mâine? Să te căsătorești mâine, cu care te însori mâine? Deci, din cauza torentului de imagini, de informație, de mesaje, de bombardament cu reclame în care trăim acum, e nevoie să cunosc cu cine vorbesc. Și e o tragedie să vezi că mulți au rată de rezervă. A, nu vrea ea, o iau pe următoarea. Am avut eșec cu asta, las că arăt eu, mă căsătoresc cu una în două săptămâni și arăt eu și mă răzbun. Vezi o imaturitate colosală la multe persoane. Și atunci, văzând câte eșecuri sunt în jurul meu, nu? Păi dacă eu, de exemplu, văd că din 7 societăți de asigurare, 4 au dat faliment, nu-i normal să fiu mai precaut la următoarea cu care mă asigur? Da, și aici mă duce și la următoarea întrebare, parcă ai anticipat-o un pic, pentru că știm că cu cât ai mai multe așteptări de la cineva, cu atât ești mai ușor de dezamăgit de persoana respectivă. Dacă n-am așteptări de la nimeni, nu mă dezamăgește, pentru că n-am avut așteptări de la el. Și atunci mai este așa o maximă a psihologilor lumii acesteia care spune, ca să nu fii rănit, ca să nu fii, trebuie să ne așteptări de la persoana din jur. Și dacă nu ai așteptări, atunci nu te rănește. Întrebarea este și în prietenie. Oare există varianta aceasta în care să am cât mai așteptări cât mai puține ca să fiu rănit cât mai puțin? Sau trebuie să ridic standardul cât mai sus, dar risc să fiu rănit, să fiu dezamăgit cât mai mult? Auzeam pe cineva care spunea o erezie colosală, spunea că blestemat e omul care se încrede în om și în niciun caz n-ai voie să te încrezi în soția ta sau în soțul tău. Iubiții mei, acolo, dacă citiți contextul, în niciun caz nu se referă la familie și la soție. E normal că trebuie să fie încredere și vom vorbi despre asta în altă emisiune, probabil. Dar vreau să vă spun ceva foarte important. Dezamăgirea, știți când vine? Când spui, lasă că se va schimba. Când gândești prea mult sentimental și după căsătorie, vezi că acel punct negru de care știai e de zeci de ori mai mare. Pentru aceea e foarte important să am niște așteptări, dar să nu am așteptările astea, las că mai târziu o să fie ok. Nu, am niște așteptări, da? Mă uit acum cum e treaba și pot să spun da sau nu, înainte să mă îndrăgostesc sentimental foarte mult. Putem sublinia aici faptul că schimbarea trebuie să vină înainte de căsătorie, nu după, nu? Da, dar vreau să mai subliniez ceva. Schimbarea să nu fie făcută pentru mine. Că am văzut băieți care, de exemplu, știu că la fată îi place să fii foarte gentil cu ea, că ea era o persoană foarte sensibilă și el era foarte gentil. După nuntă, judata rama pe față. Am înțeles. E de mare lucru el să aibă deja schimbarea înainte să vorbească cu tine. Ca orice vorbă pe care el o spune sau orice promisiune care el ți-o face să vină din caracter, nu din imagine. Bun, frate Cristi, atunci întrebarea este cum descoper dacă este doar de fațadă, doar pentru a mă cuceri, sau într-adevăr este o schimbare care a avut loc, nu? S-ar putea să mă întâlnesc cu un băiat sau cu o fată și într-adevăr să aibă anumite carențe, toți avem. Corect. Dar persoana respectivă să dorească să se schimbe, nu cu adevărat. E, cum testez? Cum aș putea să testez? E normal? Poate spune cineva, da, dar ce o schema să ispitez persoana respectivă și o ispitez să văd, adică eu o atrag în păcat. Totuși există o metodă de a testa, de a verifica dacă într-adevăr este doar pentru ochii mei făcută schimbarea sau este o schimbare care într-adevăr a venit din convingere și persoana respectivă și-a dat seama, e greșit și mă schimb de aici. Și lupt în continuare să mă schimb, nu? Că și noi acum suntem căsătoriți de atâta timp, dar încă luptăm să mai schimbăm anumite lucruri în viețile noastre, nu? Deci cum testez sau dacă pot să testez sau dacă e normal să testez prietenul, prietena să văd de schimbare respectivă? Obișnuiesc să spun până la căsătorie, fii cu inima închisă și cu mintea deschisă. După căsătorie, fii cu inima deschisă și cu ochii închiși, să zic așa, da? Ține ochii bine deschiși. Rațiunea ține deschisă foarte bine și uite-te să vezi cum se comportă băiatul respectiv, de exemplu, cu mama lui. Cu un caracter, cu o persoană de sex opus care are o autoritate asupra lui. Dacă la mama lui comentează, da? Cu tine va face la fel. Uite-te la fată să vezi cum se comportă cu tatăl ei. Dacă pe tatăl ei îl jignește, îl face praf, îi trântește ușa în față, tu îți dai seama că cu tine îi va fi mult mai ușor, că are deja experiență. Cum se comportă cu slujitorii bisericii. Lasă că păstorul ăsta nu știu ce și auzi niște bârfe după aceea. Deci dacă pe păstor, care e uns de Dumnezeu, nu? El îl vorbește de rău. Cu tine te va face praf. Și apropo de asta, fetelor, să știți că sunteți urmărite. Mi-aduc aminte când mi urmăream soția, eu cu luni înainte, multe o urmăream să văd. Mi-aduc aminte că unul din momentele care, și nu știu dacă i-am spus lucrul ăsta, eram la cor în biserică și dirijorul n-ai cântat corect, mai așa, și la un moment dat i-a făcut o observație. Ea fiind la soprană, i-a făcut o observație și am fost tare curios să văd cum reacționează. Exact. Și mi-a plăcut că n-a reacționat să răspundă înapoi, să atace, să nu. A tăcut din gură și a văzut de drum și am zis, mă, uite, este un lucru bun.
Pentru că acolo puteam să văd, deci în lucrurile astea, aspectele mărunte, dar pentru asta trebuia să fiu la cor cu ea, trebuia să fiu la în slujire și trebuia să fiu într-un anturaj în care să-i se facă, să-i se facă observații. Și n-ai fost încă îndrăgostit. Și nu eram încă îndrăgostit, căutam încă să văd. Exact. Exact. Deci trebuie să ne testăm totuși persoana de lângă noi, nu? Da. Adică nu putem merge așa pe NV și să spunem, las că voi vedea și voi descoperi după. Da, și una din cele mai mari valori pe care o persoană le poate avea și pe care și această valoare îl atrage pe Dumnezeu să îl însoțească pe acel om toată viața este smerenia. Nu confundați smerenia cu măi, e prostuț, sărmanul, că mai se mai confundă și blândețea cu că e prostuț, sărmanul, e moale. Nu. Uită-te să vezi dacă omul e smerit. Că s-ar putea, de exemplu, un dușman de-al meu, care mă bajocorește, da? Să-mi spună ceva totuși adevărat din mine. Nu știu, poate s-ar putea. Da. Eu dacă sunt smerit, nu mă voi... A, îl fac eu cu ou și cu oțet. Las că îi... Auzi, pun eu pe cineva să-l rezolve. Păi din start nu arată un caracter al păcii, ci al răzbunării. Și atunci trebuie să te uiți la lucrurile astea care sunt... E imposibil ca în perioada de prietenie Dumnezeu să nu ți le descopere. De exemplu, dacă el e un băiat certăreț, se irită de la orice. Păi auzeam recent de o familie care are probleme foarte mari pentru că el, dacă în două secunde nu-i aduce apa, sare în sus. Dacă n-ai pus lingura și furculița cum o vrut el, sare în sus. Iubiții mei, e imposibil ca acel om să nu a fi avut lucrurile astea și înainte. Dar tu ai avut ochii deschiși să le vezi. Testează-l. Corect, și dacă a avut timpul să-l observe, nu? Și exact. Dacă și-a petrecut timp împreună. Acum, nu de puțin ori mi se întâmplă să merg prin oraș cu mașina sau să... Și la un moment dat văd tineri, nu știu dacă îi pot numi tineri, că dacă mă uit la ei au 13-14 ani, ținându-se de mână, îmbrățișându-se și... Mi-aduc aminte, eram la biserică, eu slujeam cu tinerii la Betel în București înainte să plec și aveam în biserică o categorie tineri tare ciudați, care, de exemplu, în mod normal, păstau distanța, dar când mă vedeau pe mine, parcă să-mi facă în ciudă, să apropiau ca să arate ei că ei nu țin cont și așa. Asta mă duce la următoarea întrebare, cam din punct de vedere fizic, frate Cristi, cam care ar trebui să fie apropierea în perioada de prietenie? Știm că în lume este, eu consider învățătura aceasta otrăvitoare, care spune, păi dacă n-am încercat-o, dacă nu l-am încercat, de unde știu că mă potrivesc? Din punct de vedere fizic, să nu spun alte cuvinte mai nepotrivite. Adică mă căsătoresc cu o persoană pe care n-am încercat-o și dacă nu mă potrivesc după. Deci întrebarea este automată în perioada de prietenie. Cam care ar trebui să fie apropiere fizică? Este voie? Pot să mă apropii fizic? Despre asta vreau să vorbești un pic în următoarele minute. Am pătit ceva în piață. Când am cumpărat roșii odată, am pus mâna pe roșii, mai multe roșii și tot am probat. Și au zis dacă ai pus mâna ale. Iubiții mei, indicatorul păstrează distanța, e de mare folos pentru că te va ține cu mintea liberă. Băieții se îndrăgostesc foarte mult prin privire, ca să nu spun alt cuvânt, da? Fetele prin atingeri. E rolul fetei să spună, nu pune mâna pe mine până n-ai semnat pentru mine. Eu așa dau sfatul acesta din toată inima. Am văzut fete care mi-au zis, frate Cristi, am văzut caracterul lui. Dar în momentul când am ajuns la îmbrățișări și săruturi, am trecut peste toate, pentru că deja savuram momentele acelea. Mai subliniez faptul că sărutul este preludiul relației intime. Niciodată nu o să te oprești la sărut. Te vei lupta să te oprești și la un moment dat vei cădea. Am o întrebare pentru fete, în mod special, pentru că în relația de prietenie la lucrurile astea de atingere, ultimul cuvânt îl au fetele. Da? O fată adevărată va spune, nu pune mâna pe mine. Mai întâi semnează pentru mine, mai întâi jură în fața bisericii și a lui Dumnezeu. Iubiții mei, am văzut fete care au zis, frate Cristin, am spus că mă iubește, eu m-am deschis. Iubite fete, voi încă n-ați înțeles că mulți băieți vă spun ceea ce vă place să auziți, nu ceea ce aveți nevoie să auziți. Eu dacă mă duc la circ, aud ceea ce îmi place să aud. Dacă mă duc la spital, aud ceea ce am nevoie să aud. Acum întrebarea mea e, dacă mă duc cu cancer la circ, ce mă ajută? Da, și întrebarea este iarăși, eu mă gândesc și la varianta asta. Mie mi-ar plăcea sau mi-ar fi plăcut o prietenă, o viitoare soție încercată de alții înaintea mea? Nu. Sau invers, nu? Nu. Nici pe departe așa ceva. Înțeleg de aici că apropierea fizică ar trebui să fie exclusă în perioada de prietenie, dacă am înțeles bine. Da, și eu obișnuiesc să spun, fie un cactus până la nuntă și o floare după. Da? Eu când, din punct de vedere al apropierii. Eu când stau de vorbă cu tine la consiliere, îi zic fetei, ai voie astăzi de la păstorul tău, spun,
să ai o nuia la tine și să-i dai peste mână cu nuiaua când vrea să te atingă. După căsătorie nu mai ai voie. Da. Dar acum ai voie, este bine că îți dau eu voie și n-are voie să se supere. Și dacă te respectă, o să se... poate e un pic dur spus lucrul ăsta, dar cu chestia cu cactus e și mai dură. Care repet, fata se ispitește în ghilimele, ca să nu spun alt termen, prin atingere. Ea lasă garda jos în momentul când ajungi la atingere. Și un băiat care o mai amblașe cu alte fete știe unde să te atingă, ușor, ca să lași garda jos și să facă ce vrea cu tine. Dar dacă tu ești responsabilă, nu deschideți cadoul până în ziua nunții. Iubite fete, cea mai mare valoare care o poți oferi unui băiat, și o să vorbim și despre cinste în emisiunea următoare, este virginitatea, curățiata morală, trupească și spirituală. Da? Îți convine un băiat care a mai trăit cu altele înainte? Nu. Atunci, de ce lași pe el să facă lucrurile astea cu tine? Dacă nu vă merge căsătoria, dacă cu 3 săptămâni înainte de nuntă descoperi despre el ceva dezastru și trebuie să anulezi nuntă, știi ce vei face? Nu vei mai anula, pentru că v-ați ajuns oricum departe fizic. Un șoc pe care l-am avut la un moment dat la o mărturisire, o familie tineră, au ajuns într-o încercare. Ai văzut, frate Cristi, când oamenii ajung la încercare, la boală, încerc să mărturisească și spunea băiatul acesta: sunt tare șocat de soția mea. Zic, ce s-o fi întâmplat? Zic, cum așa? Frate Vlad, înainte de căsătorie m-a lăsat să am relații intime cu ea. Deci el era șocat de ea, dar eu am zis, dar nu e șocat de tine, că ai încercat. Deci el cumva a spus, nu mai pot să o respect pe soția mea, da, pentru că a cedat înainte de căsătorie. Deci ar trebui fetele să ne audă bine ce spunem. Dar vă dați seama ce șiretă-i diavolul? Și Biblia condamnă păcatul curviei. Curvia este trăirea în concubinaj înainte de căsătorie. Prea curvia este trăirea cu un alt partener, da? Ce garanție îți dă ție că cel care a trăit înainte cu tine sau cea care a trăit înainte cu tine nu va face la fel și după? Cu altul. Cu altul, corect. Da, corect. Și interesant că, uite, fata în loc să obțină dragostea lui, a obținut dimpotrivă. Corect. Nu? Pentru că nimic nu-l dezgustă pe un băiat mai târziu, după ce el s-a descărcat, decât faptul că ea s-a vândut ieftin. Da, corect. De aceea, dragile noastre fete, ăsta este într-adevăr un lucru foarte important. Cade, așa cum spune fratele Cristi, responsabilitatea voastră, da, mai mult să spună nu. Așa este, așa a creat, da, Dumnezeu lucrurile. Băiatul încearcă. Da. Băiatul la un moment dat se lasă și e adevărat că băiatul ar trebui să nu facă asta. Ar trebui să se gândească, corect, la alte lucruri. Dar dacă... Dar Dumnezeu a pus atracția asta mai mare noi, da, pe planul ăsta, că altfel ne-a căsătorit în grabă, poate. Exact, exact. Da. Dar fata ar trebui să aibă puterea aceasta să zică nu. Da, și în felul ăsta și filtrezi băieții. De exemplu, un băiat care numai asta caută, după 3-4 zile de respingere, o săptămână, două, va pleca de la tine și vei spune slăvit să fie Domnul. Da. Da. Chiar dacă te va durea, poate. Corect, nu contează. Dacă nu te-ai implicat emoțional încă, nu te va durea prea mult. Asta mă duce la următorul gând, iarăși, cu tot despre... tot în aceeași gamă, să spun, cam principiile sau ce principii ar trebui să aibă tinerii în perioada aceasta de prietenie. Ăsta e clar, e un principiu pe care l-am subliniat. Principiul cu care trebuie să plec este să evit partea fizică, să evit atingerile fizice, să evit contactul fizic. Asta este un principiu pe care l-am subliniat, dar mai sunt și altele. Spune-mi, te rog, frate Cristi, câteva principii, vorbește câteva principii pe care ar trebui să le păstreze o prietenie în prietenia aceea care este în vederea căsătoriei. În primul rând, cei doi ar trebui să țină cont de curăția lor înaintea lui Dumnezeu. Îl doresc pe Dumnezeu în ziua nuntă să mă binecuvinteze și să rămână cu mine și după nuntă. Atunci trebuie să respect Biblia. Și am vorbit despre câteva lucruri până la apropierea fizică și alte lucruri, da? Apoi ar trebui să ținem cont de mărturia noastră în fața comunității în care trăim, în care slujim, da? Presupunem că ea slujește la cor, iar el prin îndemnuri la amvon. Dacă te vede de fapt ce din biserică la 11 jumate în oraș cu ea, prin parcuri, nu? Mărturia ta scade enorm. De aceea e foarte important și din mărturia noastră, nu? Eu la ora 12 noaptea să presupun că nu-s căsătorit și sunt în mașină nu știu pe unde cu ea singur. Îmi va face rău toată viața lucrul ăsta. E foarte important să ținem cont de niște principii. Am văzut o listă a doi tineri și au semnat fiecare și mi-a plăcut foarte mult, da? Despre atingeri, despre
ce subiecte abordează, despre respect înainte, despre niște lucruri, da? Curăție și toate lucrurile astea. Și m-am bucurat să văd lucrurile astea. Și e important să faci lista asta când ești, nu ești, să zic așa, aprins acolo, singur cu ea, dinainte să faci, ca să poți să respecti lista aceasta atunci când ajungi în situația de a o călca. Nu? Că dacă o faci pe loc, atunci tot o împingi, împingi limita mai. Mi-a plăcut foarte mult lucrul ăsta că l-ai subliniat, să țin cont în primul rând de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, hai, dacă nu țin cont atât de mult de tine, ca viitoare soție, să spunem, dar totuși nu trec peste Dumnezeu, nu? Parcă Iosif avea principiul acesta, nu? Și ai spus, cum aș putea să fac eu un păcat, un rău atât de mare, păcătuind împotriva lui Dumnezeu? Deci până la tine, până la soțul tău, până la, e Dumnezeu. Și gândiți-vă că Iosif, unu, nu avea comitetul cu el, nu avea păstorii cu el, nu avea familia cu el, nu avea pe nimeni din biserică cu el. Mai obișnuiesc să spun ceva. Adevăratul caracter a unui om se vede în ceea ce face când nu-i nimeni cu el, când e singur. Da? Atunci se vede adevăratul lui caracter. Da, un alt lucru, mi-aduc aminte, am avut niște frați, să zicem, prieteni în anturajul de tineri, care cred că aveau 8-9 ani de când vorbeau unul cu altul. Și nu, parcă nu se mai oprea perioada aceasta. Și asta mă duce la întrebarea asta, cam cât ar trebui să dureze o perioadă de prietenie? Eu știu, este recomandat un anumit timp, un an, 2 ani, 10 ani, până când, cam cât ar trebui? Știu că, iarăși, noi suntem cumva la extreme. Băieții ar vrea a doua zi să rezolve problema, fetele, eu știu, ar vrea să aștepte, sau trăim vremea acum când este și invers. Băiatul numai nu zice odată când, hai, te cer în căsătorie, iar fata deja visează la poți, numai la copii și la ziua nenții. Cam cât ar trebui să dureze așa o perioadă de prietenie, dacă ne poți spune ceva despre lucrul ăsta? Da, cred că întrebarea aceasta ar trebui să-și o pună cel în cauză înainte să înceapă prietenia. De exemplu, presupunem că cei doi fac o facultate, da? Și vor să se căsătorească când termină facultate. Atunci de ce începe relația în anul întâi? Și o duci până în anul 5. Deci, uite-te să vezi cam când ești pregătit pentru căsătorie. De exemplu, eu presupunem că sunt în anul întâi de facultate, fac 5 ani. N-am cum să lucrez. Nu? Din ce voi trăi următorii 5 ani de viață? Din bani de la nuntă? Care se vor termina imediat. N-ar trebui nici prea puțin să fie 3 săptămâni, da? Cum am întâlnit cazuri șocante, da? Și nici prea mult. Un 3-4 ani e enorm. Mai ales în vremea în care trăim. Mai ales bombardați de imagini, bombardați de pofte, bombardați de reclame și toate lucrurile astea. Să fie un echilibru. Un echilibru, și eu cred că trebuie să ținem cont, așa cum ai zis, de perioada pe care mi-o propun sau timpul în care îmi propun să mă căsătoresc chiar. Corect. Că dacă ai spus, ești în anul întâi și tu știi că 4 ani de zile oricum nu te vei căsători, nu? Ce rost are chinul ăsta, nu? Mi-aduc aminte, eram în anul întâi când am văzut-o prima dată pe soția mea, pe viitoarea mea soție. Nu știam atunci că ea va fi soția mea. Mi-a plăcut de ea. I-am dat un telefon, am făcut rost cu greu de numărul de telefon de la cineva. Am sunat-o. Mi-a spus clar, până nu termin facultatea, nu mă îndrăgostesc și nu încep o prietenie. Așa mă de ciudă mi-a fost. Asta pe mine m-a motivat să renunț. Ea mi-a scris, cred că după un an jumate, un e-mail și a zis, am prieten. Uau, ce ciudă mi-a fost. Mai târziu mi-a spus că prietenul ei e Domnul Iisus. La el se referia. Dar mi-am dat seama, iubiții mei, ea a înțeles un lucru pe care puțin îl înțeleg. Nu pot să fac performanță și la școală, și în oraș cu prietenul, și treaba acasă cu părinții și toate lucrurile astea. Trebuie să le iau pe rând. Hai să fac acum să mă ocup de școală, da? Și apoi am timp să mă ocup și de alte lucruri în viață. Și acum o admir pentru lucrurile astea. Da, cred lucrul acesta și discutând despre prietenie, trebuie să fim realiști și să recunoaștem că se mai și rup prieteniile acestea. Se destramă, nu a mers ceva bine sau eu știu ce s-a întâmplat. Și întrebarea pe care vreau să o spun este dacă e normal ca o prietenie, care este în vederea căsătoriei, deci presupunem că s-a pornit cu gânduri bune, cu intenții bune, în vederea căsătoriei, totul așa cum trebuie făcut, dacă e normal ca să se mai și rupă prieteniile astea, să se destrame prieteniile astea. Dacă este normal și... Da, ce mai presupune și lucrul acesta? Iubiții mei, suntem fiecare dintre noi expuși greșelilor și uneori Dumnezeu îngăduie, pentru că ne credem prea mult în noi, să o dăm și în bară. Și spunea Benjamin Franklin, no pain, no gain. Nu este durere? Nu este nici victorie. Da. Obișnuiesc să spun tinerilor, dacă vezi ceva greșit la el, iubiții mei, acum, când spun de greșeală, nu mă refer la felul în care își aranjează cămașa, ci vorbesc, de exemplu, despre caracter.
și știi că nu se va schimba. E mai bine o rupere acum decât o rupere mai târziu. E mai bine acum să ne despărțim până nu ajungem să ne îndrăgostim prea mult și să trecem peste orice principiu, decât să ajungem la divorț după aceea și să trebuiască să împărțim copiii. Deci sunt ruperi, se pot întâmpla astfel de rupere. Dar atenție foarte mare, dacă am trecut printr-o astfel de rupere, care m-a făcut praf, m-a aruncat la pământ, m-a zdrobit, hai să iau și parte bună din ea. Am întâlnit fată care a zis de acum nu mă căsătoresc toată viața, toți băieții sunt la fel ca și asta. Nu e adevărat. Hai să învățăm ceva din eșecuri. Studiez și problema asta a startup-urilor, a firmelor care se înființează. Foarte multe din ele dau fail, da? Se destramă. Dar am văzut businessmeni care au făcut 3 startup-uri, toate le-au făcut praf. Au învățat ceva din ele și al patrulea au fost milionar. Da. Nu zic că acum, bun, mergem din floare în floare 10 ani de zile, 10 fete în fiecare an și a 11-a poate va fi ok. Nu. Vreau să spun ceva, dacă te-ai crezut prea mult în tine, dacă nu ești relația asta în care ai intrat, sau poate că ai spus mă bag în ea și apoi văd dacă Dumnezeu e de acord, Dumnezeu ți-a descoperit că ceva nu e ok, stai pe genunchi, mărește de acum timpul până vei intra în următoarea relație și spune: Doamne, nu vreau să mai dau fail încă o dată, vreau să-mi dai călăuzire ca la următoarea să fie ceva ok, dar haideți să învățăm ceva din trecut, da? Pentru că dacă n-am învățat nimica și repet greșelile, înseamnă că am o problemă. Și subliniez aici un aspect foarte important. Lucrul ăsta pe care spui se poate face și realiza dacă s-a respectat tocmai ce am vorbit. Din moment ce cei doi au avut o relație intimă, nu se mai poate fi vorba de așa ceva. Corect. Deci sunt niște lucruri. Eu cred că nu trebuie să fim fataliști, dar în prietenie, 100% trebuie să predici, să pleci cu gândul că s-ar putea să nu meargă. Nu de asta este prietenia. Da. Să vedem, nu? Discutăm. Exact. Cum ai zis, poate el visează să fie misionar în Dobrogea, ea visează să fie, eu știu pe unde, actrița, prin America, actrița. La un moment dat descoperi că nu se poate. Asta este perioada de prietenie. Corect. Ai descoperit, măi, nu ne potrivim, nu merge, nu așa. Da. Ne vedem fiecare de drumul lui, nu? Pentru dar dacă noi am mers deja prea departe, ce facem? Corect. Pentru aia lasă orice atingere pentru începutul zilei pentru căsătorie și du-te pe subiecte discutate și vezi exact ce vrea partenerul, ca în caz de că ceva nu merge bine să nu fie grea ruperea. O ultimă întrebare pe care vreau să o pun, tot legat de despărțirea aceasta: dacă relația se destramă, ce atitudine ar trebui să am sau să aibă unul față de celălalt? Pentru că sunt sentimente acolo, sunt dezamăgiri, ar putea să intervină ura chiar la un moment dat, vorbirea de rău, batjocura, să îl umilesc pe respectiv în fața celorlalți. Cam care ar trebui să fie atitudinea mea vis-a-vis de cea sau cel de care m-am despărțit? N-am mers bine relația, s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat, da? Cam care este, care ar trebui să fie atitudinea unuia față de altul? Aici contează iară mult caracterul celor doi. Și oricum, dacă s-au despărțit, înseamnă că s-ar putea să fi fost și o problemă de caracter. Omul responsabil, omul matur, omul care știe ce vrea de la viața asta, omul care are în vedere pe Dumnezeu și veșnicia, chiar dacă a fost o despărțire, nu va împroșca cu un noroi. Obișnuiesc să spun, dacă împroșc cu un noroi, să nu uiți că rămâi murdar pe mâini. Și cât de bine este când se întâmplă așa, nu vrem, dar când se întâmplă așa, să poți să privești persoana în ochi. Exact. Și să știi că nu te-ai compromis vis-a-vis de ea. Exact. Asta este un lucru extraordinar și un lucru, da, care te poate și lăsa să dormi liniștit. Și din nou revenim la atingeri și la relații și la săruturi și la alte lucruri, pentru că ea va spune prietenilor ei, nu? Dacă într-un context, da, s-o folosit de mine și-o plecat. Ce o să spună prietenile? Ia să mă duc eu la el, nu? O să zic că feriți-vă de omul ăsta, că e periculos, nu? Se folosește, vrea împlinirea lui și face inim multe praf. Și ce o să spună un băiat din anturajul nostru, da? Când o să știe că eu m-am despărțit de ea, da, și mi-am permis anumite lucruri. Corect. Pe cine o să mai vrea pe fata aceea? Exact. O să o vrea doar pentru distracție, da, dar nu pentru a se căsători, nu? Da. Este foarte important lucrul ăsta. Aș vrea să încheiem emisiunea și dacă vrei să ai câteva gânduri, poate o concluzie sau ceva să ne spui despre prietenia aceasta, despre relația aceasta, poate mai vrei să spui ceva și nu am abordat în... Da, am acest sfat pe care l-am împlinit în viața mea: să ai să ai câțiva ani de zile în care să stai înaintea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune pentru viitorul partener. Iubiții mei, după nașterea din nou și după botez, cel mai important pas al vieții este căsătoria. Nu am cuvinte să subliniez și văd acum la mine, care sunt foarte mult implicat în slujire. Lucrez cu 2 asociații non-profit pe care le-am înființat. Am un loc de muncă la care răspund de 30 de oameni. Șeful m-a pus lider peste 30 de persoane. Familie, evangelizări, slujire. Dacă nu ai o soție care să înțeleagă chemarea care o ai, dacă ai o soție care e preocupată de toată ziua de exterior, de solarii, de unghii vopsite, de botox, de toate astea pe care nu mi-este rușine să le amintesc,
și din cauza cărora multe căsătorii se fac praf. Dacă ai o fată care își dorește să apară toată ziua în ochii lumii, cât mai plăcută altora și pentru tine, cu tine se comportă ca și cu preșul, dacă ea nu te ajută să împlinească planul Domnului cu tine, ascultă-mă, căsătoria voastră va fi un chin și mai spun ceva foarte greu. O căsătorie greșită poate anula toată slujirea la care Dumnezeu te-a chemat. Știu tineri care până în ziua nu ți-au slujit printr-un îndemn, printr-o cântare, la un instrument. După aceea, n-au mai putut. Ori ea, ori el au avut probleme, de exemplu, gelozia sau alte lucruri, da? Și au spus, nu ești din casă fără mine. Eu, tot trebuie copii, nu plecăm. Eu nu stau acasă, tu să mergi să predici. Înveci, știi? Oameni care n-au fost dispuși să facă sacrificii. Uitați-vă la partenerul vostru să vezi, o crescut în puf cumva? Ce-o zis mama? Auzi, tu stai pe FB, că spăl eu vasele. Îți iei una din asta, praf te-ai făcut. Auzi, tu pune poze pe Insta, draga mea, mergi mereu toată ziua la mall, în excursii, toată ziua în oraș și las că tata muncește și sponsorizează poșetele și hainele. Iubiții mei, știu că la mulți nu le place că sunt direct. Dar am vorbit cu 20 de familii doar anul ăsta care s-au destrămat și peste 50 anul trecut. Și cred că știu câteva lucruri pe care nu o să le expun public, dar dau niște sfaturi care în spate au până la urmă narcisismul, lipsa de dorință de sacrificiu. Am observat ceva, la mulți le place să fie curat în casă, la puțin le place să facă curat. Sunt niște lucruri care contează foarte mult. Haideți să vă gândiți serios la lucrurile astea. Dacă tu, de exemplu, ai crescut într-o familie unde s-au făcut sacrificii mari, să faceți o casă, să aveți ceva, să muncești, și ea a fost o fată la care tata i-a oferit milioane în fiecare zi, tu îți dai seama că trebuie să o sponsorizezi mai departe. Nu zic că pe aia Domnul nu o iubește, să nu mă înțelegeți greșit. Poate au înțeles cei care ne ascultă că perioada de prietenie este foarte importantă. Hai să termină emisiunea noastră și de data aceasta mulțumesc fratelui pastor Cristi Boariu, Domnul să te binecuvinteze, că ai acceptat să vii și să mă răspunzi la întrebările acestea. Sperăm să colaborăm în continuare. În încheiere de iarăși reamintesc că emisiunea va fi și pe YouTube în format video, pe acolo puteți vedea și revedea. Vă mulțumesc, vă doresc o zi binecuvântată, pe curând!